Colegi, prieteni tineri, vin în fața dumneavoastră cu o singură dorință. Pentru a uni acest partid într-o singură familie, familia PSD Arad. Și o putem face împreună prin votul pe care peste puțin timp îl veți exercita. Vă spun cu toată prietenia că am venit într-un loc unde nu este greu. Nu e ușor, este foarte greu. Am intrat în această competiție ca locuitor al acestui municipiu de 17 ani. Mulți dintre dumneavoastră mă considerați că sunt de la Sevici. Nu. Eu sunt din 1993 mutat în cartierul Alfa al acestui municipiu. Am preluat organizația de la Sebiș, într-adevăr, acum 2 ani, când avea 3%. Actualmente are 25%. Este prima piramidă pe care am pus-o la baza unei cariere politice de care vreau să mă țin cu tot respectul și cu toată conștiința. Performanța pe care o voi face la municipiu va fi cea de-a doua cărămidă. Nu am intrat în această luptă și, credeți-mă, nu vreau funcții pentru niciun prieten de-al meu. Am intrat în această luptă pentru că vreau să demonstrez că dacă avem o echipă adevărată, dacă avem resurse, dacă stabilim reguli clare, dacă avem o mai bună organizare, putem face performanță și în acest municipiu. Nu mă gândesc deocamdată la funcția de primar al municipiului, dar voi găsi împreună cu conducerea municipală acel candidat în stare să îl bată pe Gheorghe Falcă sau oricare este candidatul PDL-ului. În septembrie 2011 nu veți mai recunoaște această organizație municipală. Veți fi în sfârșit mândri că faceți parte din ea alături de cei 4.000 de membri pe care îi va număra organizația noastră la acel moment. Nu va exista nicio secție de votare care să nu aibă organizație fără minim 30 de membri activi. Fiecare bloc din Arad, fiecare stradă din Arad, va avea responsabil social-democrat. Vreau să deschidem sedii, cum este cel din Vlaicu, în toate colegiile din acest municipiu, unde să decidem listele de consilier local, în dialog direct cu membrii noștri, nu în biroul președintelui. Până la începutul 2012, vreau să prezentăm un proiect alternativ de dezvoltare marca PSD Arad, alături cu, împreună cu dumneavoastră. Nu putem tolera la nesfârșit, cum spunea și domnul președinte Marius Lazăr, să ca acest municipiu să fie cel mai scump la utilități. Edilia actual trebuie să prezinte de contul real al banilor publice ai arădenilor. Bani care știți foarte bine, bani risipiți. Pun o miză uriașă pe investiția în oamenii din municipiu, în tineri, în pensionari, în femeile din organizație. Vreau să pregătim oamenii pentru funcțiile administrative, pentru cele politice. În 2012 nu accept să nu avem minim un parlamentar social-democrat în acest oraș. Și
fost contracandidații mei, sunt oameni care au calități. Acum este nevoie la PSD Arad de un om ambițios care deschide uși, nu trântește uși în nas, care a pus organizație pe roate, un om care știe să fie coleg și care vrea să învețe din experiența înaintașilor. Cel puțin, eu am învățat foarte multe de la domnul Cuzma și vă rog să-l aplaudăm. Și sper să mai învăț că încă sunt timp. O spun încă o dată. În 2011 nu veți mai recunoaște Organizația Municipală Arad. Cei care aveți rezerve față de mine sau cei care nu credeți astăzi în mine, veți spune după un an, ne-am înșelat, Cătălin face treabă la Arad. Acesta este proiectul nostru, împreună cu dumneavoastră. Dați votul dumneavoastră pentru familia PSD Arad. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Și dumneavoastră, a unor invitați care au răspuns și anume, domnul Man Vasile, secretar general la PNL.